Salutare, oameni buni, și la mulți ani! Suntem într-un nou an și deschidem o serie nouă din ciclul emisiunilor Economia 21, cu care vă veți întâlni săptămânal marți de la ora 17. Și prima orare a celor care facem această emisiune aici la Canal 33 este să vă dea cine trebuie, când trebuie, atâția bani de care aveți nevoie, nici prea mult, nici prea puțin, fiindcă cu inflația asta și cu toată povestea în care trăim, nu se știe niciodată. Și începem cu un invitat care e pe placul nostru, se numește Diana Stafie. O să vedeți că se ocupă cu o chestie care se numește în limba engleză foresight și o să ne explice dânsa cu ce se ascunde în spatele acestui termen, fiindcă e o... Cei de la Palatul Victoriei ar zice e o strategie, e un nou plan național și aici urmează o groază de epitete. Dar, de fapt, o să vorbim despre cum o să arate munca și shoppingul într-un viitor nu foarte îndepărtat. Mulțumesc foarte mult că ați venit alături de noi, Diana. Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație. Și ce e foresight-ul ăsta? Că... am glumit puțin înainte de începerea emisiunii și să nu călcăm strâmb încă în primele zile ale noului an. Mă încântă foarte tare modul în care există diferite interpretări ale ceea ce noi facem. Mi-a plăcea să încep prin a seta oarecum contextul. Trăim momentan într-o lume în care suntem martori dezvoltărilor tehnologice, dezvoltări sociale, evoluția climatică și așa mai departe și observăm cum gradul de incertitudine crește. Ce facem noi este că ne uităm foarte des la indicele de incertitudine global și observăm că cum în ultimii ani a crescut foarte mult și atunci această presiune a venit și asupra organizațiilor, dar și instituțiilor în a înțelege cum am putea să ne pregătim pentru un viitor care devine din ce în ce mai incert. Și cumva aici intră foresight-ul sau ceea ce în română numim perspectivă strategică, fiindcă această disciplină, această modalitate de a gândi sau instrumentar pune la dispoziția organizațiilor modalități prin care pot să-și imagineze diferite scenarii de viitor, pot să dezvolte o gândire în alternative și pot fi ușor mai pregătiți pentru ceea ce ar putea veni. Sunt sigură că o să urmeze și o întrebare legată de, dar putem să știm sigur cum o să arate viitorul. Cumva în activitatea noastră noi încercăm să stăm destul de departe de a enunța anumite certitudini despre cum ar putea să fie un viitor al unui domeniu sau anumite industrie, ci mai degrabă ne focusăm pe a ne cataliza o gândire în alternative. Cred că e interesant așa de știut că această disciplină de foresight, această abordare, vine de fapt din strategie militară, principii de strategie militară. Dar cum imaginez eu mereu că a pornit mișcarea, este că erau, nu știu, câteva generali în armată, cum și eu și cu tine, așa, în jurul unei mese rotunde, da? Vizualizez o hartă pe masă. A viitoarei bătălii. A viitoarei bătălii în care ori noi atacăm, ori suntem atacați și cred că... Noi atacăm. În contextul actual, asta sună un pic așa, nu foarte favorabil. Revenind la discuție, imaginez masa, da, vizualizez harta și cred că discuția noastră sau premisa noastră sau gândirea noastră a ne face o strategie nu va pleca niciodată doar de la premisa că atacul îl vom putea face doar printr-o parte, ci mai degrabă cred că o să agrem împreună că am putea să atacăm și pe aici, și pe aici, și pe aici, am putea să atacăm, nu știu, terestru sau prin aer și așa mai departe. Astfel că avem multitudini de alternative sau multitudini de scenarii pentru care noi ne pregătim. Și acest tip de gândire și de mentalitate în a vedea viitorul ca diferite alternative este ceea ce s-a folosit și în al doilea război mondial și cumva a fost documentat așa de institutele de viitor ale căror alumna sunt și eu și care ulterior a trecut în mediul de business. Da, și a ajutat organizația să se gândească, ok, cum arată viitorul industriei din care eu fac parte? Normal că el depinde de cum evoluează consumatorul, cum evoluează tehnologia, cum evoluează mediul de business, cum evoluează indicatorii economici și așa mai departe. Și atunci, în funcție de cum aceștia evoluează, noi ca și organizația trebuie să avem răspunsuri. Da, și cum știu care ar putea să fie acele răspunsuri? Este că noi ne imaginăm
diferite astfel de alternative. Pe baza lor ne și gândim care ar putea să fie răspunsurile noastre strategice, iar atunci când parte din acestea devin realitate, suntem și ne și simțim un pic mai pregătiți. Apropo de pregătire, cum s-a pregătit strategul Diana Stafie? Cum și-a pregătit cămașa asta de zale cu care vine acum pe câmpul de luptă? Eu ca și background, am lucrat într-o companie de Big Four din România, am lucrat ulterior și ca expat în străinătate, iar tot ce ține de educația mea în forța și prospectivă a avut așa un parcurs destul de solid, zic eu. Sunt alumna și la Institutul de Viitor din Statele Unite, cele mai vechi, dar și al celui european de la Copenhaga. Am urmat cursul. Mai zic că se numesc Institutul de Viitor? Institutul de Viitor, da. Mamă, cum sună. Așa, ca o paranteză, să știți că există și în România un institut de prospectivă, un institut de Foresight. Aici, da, la noi în București? Exact, este sub egida Ministerului Educației. Săracu. Da, dar v-ar surprinde să ce? Aflați că fac în e proiecte... E subfinanțat, nu mă surprinde. Fac proiecte finanțate de Comisia Europeană pentru Comisia Europeană, foarte reușite. Însă sunt proiecte pe care noi, publicul larg, nu auzim foarte des de ele, că nu, cumva nu pătrund în zona aceasta. Da, fiindcă e clar, unii oameni, unele civilizații cred foarte mult în povestea asta cu fii atent la ce se întâmplă tău, în jurul tău, cum îți arată viața. Uneori poți să o privești ca pe un câmp de bătălie, iar alții, nu dăm nume, nu dăm zone, dar luăm tot așa cum vine. Să știi că e o practică din ce în ce mai întâlnită în vest și cum e bazată un pic așa și pe cultura aceasta de a ne gândi pe termen lung, da? Și avea proiecte de continuitate. Acum, ca să termin discuția legată de educația mea în domeniu, există un push destul de mare și la Comisia Europeană către țările membre. Eu am făcut parte dintr-un proiect, într-un program acum 3 ani de zile în care ei pregăteau future strategies, da? Oameni care o să se ocupe de viitor pe diferite industrie, atât la instituții publice cât și instituții private. Aș vrea să vă povestesc o experiență legată de ce ai spus tu atunci acolo. În cadrul programului a venit o doamnă care era reprezentanta unei primării, să spun, din Suedia. A unui oraș mai mic, nu ca București, am asimilat eu la vremea aceea, așa zic, un Ploiești. Nu era din Stockholm, era undeva... Nu e mic deloc, nu-s Ploiești. Ok, de nu era capitală. Asta a fost eticheta pe care eu am pus-o. Și dânsa era foarte mult interesată să facă un studiu prospectiv, un studiu de foresight, pornind de la nevoia faptului că dânsa era cea care urma să autorizeze contractul de achiziții publice pentru transportul public pentru orașul ei. Și atunci dânsa a zis așa, vreau să știu cam cum o să se consume transportul public în 15-20 de ani. Nu cum se consumă acum, ci cum se va consuma în 15-20 de ani, care sunt posibilitățile prin care cum clienții, consumatorii la vremea aceea, cetățenii orașului, vor fi, ce nevoie vor avea ei legat de transport public. Ce era în spatele acestei gândiri sau acestei întrebări era faptul că ea știa foarte clar că achiziția aceea sau autobuzele, dacă ar fost să cumpere autobuze, s-ar fi amortizat în 18 ani, spunea ea. Și atunci nu mă interesează să cumpăr ceva acum care e relevant pentru audiența de acum, ci mă interesează să investesc în ceva care va fi relevant pentru cei care într-adevăr o să-i consume peste 15-20 de ani. Și în același timp să am o intuiție atât de bună, mindset, atât de bun simț să te gândești să faci ceva pentru cei care într-adevăr o să-l consume. Adică nu pentru cineva să pur și simplu să acorzi tu acum un proiect de dragul de, nu știu, poate că erau relevante acele autobuze pentru clientul de acum, pentru cetățeanul de acum, însă s-a uitat foarte mult la care ar putea să fie nevoile de transport public ai următoarei generații. În ce modalitate, nu știu, și-ar dori ei să cumpere bilete sau în ce felul și-ar dori ei să arate acest transport public. Și mi-aduc aminte că la vremea aceea, în urma studiului, atractivitatea acordării a contractului full către a cumpăra niște autobuze făcute de un anumit producător n-a mai fost atât de mare. Au investit într-un proiect de research a unui vehicul
de mobilitate urbană mic. Era un proiect pe lângă o universitate cu un startup. Au investit în alte soluții de micromobilitate, trotinete și așa mai departe. Au diversificat, să zic, portofoliu, tocmai fiindcă au vrut să fie siguri că ce o să fie pe piață, ce o să pună la dispoziția cetățenilor în următorii 15-20 de ani, o să fie cât mai relevant posibil pentru nevoile lor de atunci. Deci trebuie să, dacă am înțeles bine, trebuie să te pui în pielea unui veritabil astronaut și să încerci să treci prin lucruri pe care ceilalți încă nu le știu, dar atunci când le vor vedea, să le recunoască din prima, să zică, wow, știi că asta e. Știi că nu este atât de greu să faci asta. Noi suntem foarte buni experți despre trecut. Ne pronunțăm cu toții, știm foarte multe bine, lucruri. Sunt unii dintre noi care știu foarte bine să aducă trecutul și să-l îmbrace în hainele prezentului, spunând, vedeți, ăsta e viitorul. Să știi că trecutul poate să informeze foarte mult viitor. Adică noi, dacă facem în proiectele pe care le facem, atacăm toate trei dimensiuni de timp. E foarte important să ne uităm și în trecut, fiindcă sunt chestii ciclice, sunt lucruri din care putem să învățăm. Putem să învățăm din criza economică, prin care poate eu ca organizație sau eu ca și profesionist am trecut. Și să înțeleg, ok, a fost bine cum am procedat, aș face diferit, mi-aș lua niște învățăminte în noua criză sau așa mai departe. În același timp, dacă mă uit în trecut, mă ajută foarte mult să realizez că sunt anumite produse, servicii pe care noi acum le consumăm, sunt parte din viața noastră, nu ne dăm seama că acum doar poate 10 ani de zile noi nu aveam nevoie aceea sau acestea nu existau pe piață. Și un exemplu foarte clar aici este tableta. Da? iPad-ul a fost scos pe piață în aprilie 2010. Deci acum nicio decadă, să zic 12 ani, da? Noi nu aveam acest produs, nu ni se satisfăcea această nevoie în acest fel. Și acum am fost până la Brașov și nașul de pe tren are tabletă. Da? Sau dacă merge la un eveniment, imediat cineva ne cecuiește acolo pe o tabletă. Și cred că niciunul dintre noi n-a fost primii adoptatori să stăm noi la rând să luăm tableta. Deci probabil, cel puțin în uzul meu, a venit acum 5, 6, poate 7 ani de zile. Și până atunci nu foloseam. Și când facem astfel de retrospective și ne uităm în trecut, ne-e mai ușor să ne dăm seama că poate sunt lucruri acum în prezent, da? Pe care în continuare le considerăm foarte de nișă. Sau foarte pentru acei adoptatori timpurii, sau nu sunt pentru noi, sau nu o să prindă, da. Sau pentru alte zone geografice. Și atunci, când facem acest exercițiu de retrospectivă, parcă ne e un pic mai ușor să acceptăm că, ok, poate nu ne plac nouă, dar aceste tipuri de schimbări poate să vină mai repede decât ne așteptăm, mai ales că, din ce observăm așa din date, produsele noi, serviciile care apar pe piață, sunt din ce în ce mai ușor, să zic, adoptate sau lansate față de trecut. Deci e foarte important să ne uităm. Normal, nu trebuie să rămânem ancorați, da, în trecut, să ne imaginăm că lucrurile vor rămâne la fel. Atunci să ne oprim puțin aici, da. Fiindcă generațiile sunt diferite, nevoile sunt diferite și de multe ori generația mea sau generații poate chiar ușor mai tinere sau ușor mai de senior se uită la un anume produs și zic, ăsta nu e al meu. Ce faci în cazul ăsta? Te întorci în trecut și te repoziționezi? Ca în filmele alea în care îți permiți să ai 9 vieți, 100 de vieți și o iei de la capăt de fiecare dată? Da, să știi că e un tip de abordare care ne se întâmplă și nouă și când zic nouă mă refer la persoane entuziasmate de viitor ca și mine care petrec mare parte din activitatea lor profesională e despre cercetare și despre a învăța despre aceste lucruri noi. Și eu sunt expusă sau citesc despre un anumit produs, un serviciu nou scos și mă întreb, da, de ce mai avem nevoie și de așa ceva sau nu vreau să acesta să devină realitatea viitorului. Însă ce observăm este că, unu, noi nu suntem singuri judecători, da? Sunt produse sau servicii în care poate nici eu n-am crezut în viabilitatea lor și apoi observăm că ori un mare fond de investiții au pus bani în ei, ori consumatorii, un target de consumatori au devenit foarte entuziasmați. Doi, este foarte important să, chiar dacă un produs eșuează, să încercăm să vedem care sunt lucrurile sau nevoile pe care ei le-au satisfăcut și poate noi le putem satisface într-un mod deosebit. Sau diferit de către acesta. Și mi-aduc aminte de un exemplu aici, o experiență pur personală. Am aflat, cred că undeva acum vreo 5 ani de zile, despre un dispozitiv pe care o companie în care face mâncare pentru pisici, foarte cunoscută, l-a lansat pe piață. Era un dispozitiv cam atât de mic, se punea la gâtul unei pisici. Așa. Și acel dispozitiv făcea la fiecare, cred că 10 secunde, o poză. Poză care mai departe era postată direct pe contul de Instagram al pisicii.
Venea și cu un post care spunea că ceva de genul că astfel tu poți să vezi lumea prin ochii mei, prin ochii pisicii. Hashtag Cats the Cam. Da? Combinația asta de la Cats și Instagram. Și normal că prima oară când am citit, și acum pun disclaimer, îmi plac pisicile, da? Prima oară când am citit a fost, dar de ce am avea nevoie să vedem la fiecare 10 secunde o astfel de, un astfel de lucru? Și a fost reacția asta de... Opoziție. Opoziție, corect. Și ulterior am făcut un pas înainte, înapoi și m-am gândit, ok, hai să analizez un pic toate, totuși ce e de desubt. De ce oamenii ar putea să zic să fie atrași de așa ceva? Și m-am uitat, acel hashtag a fost folosit de milioane de ori. Produsul a fost considerat o campanie de foarte mare succes pentru organizație. Și din nou, a fost momentul acela în care mi-am dat seama că foarte important când ne raportăm la viitor este să încercăm mereu să ne provocăm bias-urile sau modelele mentale pe care noi le avem și să plecăm așa de la premisa că nu suntem singuri judecători a unui produs, serviciu sau o abordare nouă și că lucrurile pot să evolueze și în modul în care nouă ne plac sau în modul în care nu ne plac. Dar și când lucrez cu organizațiile, să știți, facem scenarii și normal că ei zic, da, eu acesta aș vrea să se întâmple. N-are rost să ne pregătim pentru unul în care noi ca și organizație nu suntem relevanți. Păi zic, și acela este foarte posibil. Adică degrabă suntem un pic pregătiți și nu se întâmplă decât să ne ia prin surprindere. Asta e o chestie care, nu știu, nouă românilor cred că nu ne stă foarte mult în atenție. Da. Eu sunt curios să ne adâncim următoarele minute ale discuției pe tema proiecției asupra muncii, fiindcă ultimii 2 ani, chiar și 2022, deci ar fi 3 ani, au fost diferiți. Corect. 2020-2021 sunt din aceeași familie, balamuc, pandemie, mobilitate redusă și așa mai departe. 2022 e o tranziție pe care încă n-am înțeles-o, nu știu, sunt curios să văd părerea specialistului, încotro ne ducem. Ca atare 2023, mă aștept să-mi ofere un răspuns. Ce zice Diana? Da, cred că ai punctat foarte bine. Efectiv, nu știm neapărat unde o să se ducă. Eu, cel puțin, în momentul de față, încerc să stau cât mai departe de sau poate e și un bias profesional. Aud foarte multe voci care știu ei sigur că o să ne întoarcem la birouri în 2023 sau știu ei sigur cum o să arate toamna după COVID și așa mai departe. Din nou, recomandarea mea sau cred că o abordare responsabilă este să stăm cât mai departe de modalități în care suntem 100% că, și ne mai punem și banii în legătură cu asta de un anumit viitor și altul, ci mai degrabă să ne pregătim pentru diferite alternative. Noi am lucrat acum, cred că un an, am lucrat pe un proiect în care ne-am uitat la cum ar putea să arate acest viitor al biroului și am analizat diferite aspecte care sunt incerte, da? Sau care în pandemie erau și mai incerte. De exemplu, legate de această rată a digitalizării, fiindcă am văzut în pandemie un boost în direcția aceasta, da? A și fost nevoie. Și am văzut că a fost din ce în ce mai adoptată. Ideea este dacă menținem acel ritm, da? Sau de fapt revenim sau rămâne ceva relevant pentru anumite domenii, IT sau domenii mai mult digitalizate, iar pentru ceilalți ne cam întoarce la o paradigmă de asta de business as usual. Pe de altă parte ne-am uitat foarte mult la cine va fi, și când spun persoana nu mă refer neapărat la cineva anume, dar la cine va lua decizia legată de a veni sau nu la birou. Este ceva ce o să țină de angajator și el la rândul său va putea să-i impună angajaților sau să-i atragă să vină la birou sau mai degrabă mergem către un viitor în care există angajați care sunt atât de empowered încât și-și aleg un loc de muncă în funcție de propriile preferințe și nu mai sunt nevoiți, nu știu, să stea în să facă naveta, să se ducă ei după job, ci mai degrabă să vină jobul după ei. Acum, din nou, eu cred că o abordare responsabilă pentru o organizație care are un business legat de acest subiect este să analizeze diferitele acestea moduri în care pot să evolueze în viitor, fiindcă într-adevăr sunt diferiți indicatori pe care putem să-i monitorizăm sau diferite evenimente care ne pot duce cu gândul că un anumit scenariu poate deveni realitate față de altul, dar este foarte important să stăm să ne gândim, ok, într-un scenariu în care există din ce în ce mai multă putere către angajat și el decide
dacă vrea să meargă la birou sau rămâne acasă, eu ca și companie care ofer spații de birouri, cum rămân relevant? Da, asta cu, partea asta cu relevant este foarte importantă în munca noastră. Noi încercăm de fiecare dată ca atât organizația cât și membrii echipelor cu care lucrăm să-și pună by default așa întrebarea, atât la nivel individual, eu cum rămân relevant ca și profesionist, cât și la nivel de echipă sau organizație. Și atunci, dacă oamenii nu vor să mai vină la birou, da, sau dacă oamenii vor soluții mai flexibile. Ok, nu e ceea ce eu ofer acum, însă aș putea să mă gândesc care ar fi răspunsul meu pentru astfel de nevoie. Inclusiv în scenariile în care businessul pe care îl fac eu devine irelevant, în care e un scenariu așa de collapse, oamenii au în continuare nevoi. Poate ele sunt noi. Da? Și trecând prin acest exercițiu înainte, descoperim și încercăm să le anticipăm și să le oferim ceva. Încercăm să facem un pivot înainte ca oamenii să realizeze poate sau să devină această nevoie ceva răspândit la scară largă. Mentalitatea aceasta de a explora diferitele tendințe, de a explora diferitele semnale de schimbare, e o mentalitate care te ajută să anticipezi și poate să fie așa cum pas înaintea celorlalți. Da, eu... E simpatic, alt termen nu-mi vine acum, dar în același timp e și foarte provocator, fiindcă dacă personalul, departamentul personal al unei companii HR-uri din zilele noastre ar crește inima în acele fete care lucrează la HR, că auzindu-te că băi, oamenii înapoi, ce e relevant, ce te leagă de companie, s-ar putea ca departamentul de IT să nu fie la fel de gândat, să zică, stai puțin că ni se încalcă rețeaua. Corect. Trebuie să cumpărăm nu știu câte laptopuri, trebuie să ne adaptăm, iPad-uri și așa mai departe. Și atunci trebuie să vină altcineva să zică, trebuie să găsim o cale de mijloc între cele două variante. Da, să știi că există o tendință în care acum, să fac un pic un pas înapoi. Organizațiile își fac diferite scenarii, da? Worst case, best case scenario. Nu e ceva care au început să facă de când am adus noi practica aceasta în România. Uh-huh. Ei făceau astfel de scenarii. Modalitatea în care noi o facem poate este mult mai structurată și mai solidă, însă vine în completarea lucrurilor pe care ei deja le făceau. Și spre surprinderea mea, să știi că am lucrat cu foarte multe departamente de HR, sunt foarte deschiși și curioși de cum ar putea să arate viitorul și cum ar putea ei să anticipeze nevoile următorilor lideri sau următorilor echipe, astfel încât să se asigure că rămân relevanți. Acum, întreaga mentalitate aceasta de a gândi în alternative, normal că nu e ceva pe care poți să construiești așa de pe o zi pe alta. Presupune oarecare un exercițiu de practică, presupune oarecare deschidere, după cum ziceam mai devreme, și pentru acele scenarii care tu crezi acum că nu o să se întâmple. Deși în pandemie ne-a surprins tocmai absența acestor scenarii și atunci s-a făcut peste noapte, efectiv. Da, s-au făcut niște scenarii și în pandemie, dar s-au făcut așa pe modelul, hai să facem trei și ne pregătim doar pentru unul, care ne place nouă și mai vedem dacă se mai întâmplă celelalte. Și există tendința asta, da? Sunt mulți oameni în organizație care sunt cumva așa, doresc foarte multe date, da? Doresc o anumită certitudine și atunci lucrăm cu ei, facem patru scenarii și vine întrebarea, okay, dar care dintre ele o să se întâmple? Păi da, e inevitabil, fiindcă atât de frumos prezint lucrurile, încât omul care stă de vorbă cu tine zice, mă, are toate răspunsurile, trebuie să smulg de la ea și răspunsul pe care nu vrea să mi-l spună. În experiența mea am făcut multiple proiecte legate de scenarii pe diferite domenii și industrii. Nu am văzut un scenariu din cele pe care le-am făcut noi sau la care noi am contribuit să se întâmple în realitate 100%. Dar nu e despre a fi 100% sigur că cred că dacă știam asta sau făceam asta, nu știu, mă duceam în alte domenii și îmi făceam bani și nu mă făceam consultant. Ce vedem că devin în realitate sunt ipoteze în aceste diferite scenarii și fiindcă organizațiile au trecut deja prin acest exercițiu, ele sunt mult mai pregătite. Da? Ori, nu știu, au deja rețeta pentru un produs pe care trebuie să-l lanseze, ori deja și-au făcut parteneriatele cu cine trebuie în direcția aceea și când vedem că un scenariu devine realitate, l-au lansat pe piață, ori deja știu unde să-și pună investițiile atunci când văd că un anumit, să zic, domeniu se duce într-o direcție sau alta.
Da, asta e, fiindcă practic te pregătește pentru aproape orice. Aproape. Da, asta e cuvântul cheie. Deci, dacă cumva ar fi să pun așa un hashtag, da, că a fost o vreme în care hashtag-urile erau... Da. Nu m-am omorât după ele, dar acum, după ce a trecut vremea, mi se par simpatice. Da, hashtag-ul ar fi de pregătire. Asta face, ne pregătește pentru diferite ipostaze în care am putea să ajungem, atât la nivel de organizație, dar și la nivel personal. Și când ne raportăm așa la viitorul muncii, nu știu, mă uit la generația părinților mei, au terminat facultatea, au avut o profesie în petrol și acolo, de acolo s-au pensionat. Da. Ce observăm ca și date este că se estimează că generațiile acestea următoare pot să schimbe profesia undeva cam de 3 ori în medie. Adică după, nu știu, poate 10-20 de ani și asta și fiindcă și crește și speranța profesia, de viață. Profesia, nu locul de muncă. Profesia, nu locul, că locul de muncă locul de muncă pare au devenit ușor variabile, ca la matematică, da. Nu, profesia și eu momentan consider despre mine că suntem într-un domeniu emergent. Nu sunt mulți oameni care, să zic, au expertiză în domeniul în care facem, dar sunt... sunt convinsă sau încerc treptat să mă pregătesc mereu pentru o evoluție către un alt domeniu sau altul. Și acesta cumva mi se pare că a trebuit să fie genul de abordare pe care orice profesionistă și-l dorească. Ideea aceasta de educație timpurie în care am făcut o școală acum câțiva ani de zile și pur și simplu asta este tot ce, pe tot ce mă bazez eu, nu cred că ne mai poate ajuta în viitor în ideea lucrurilor în care se schimbă atât de mult întreaga piața muncii. Există studii care arată că, nu știu, peste 60% din joburile viitorului nu le știm astăzi. Mi se pare că procentul este irelevant. Unii zic 60, alții 30. Nu cred că asta contează, ci efectiv ideea din spate. Cum să te pregătești pentru ceva care nu știi cum o să arate? Noi inclusiv am făcut, acum că puteai menționa mai devreme, am făcut un proiect cu Ministerul Educației, deși focusul nostru este comercial, dar lucrăm în general cu organizațiile. Am contribuit la un proiect în care ei se uita la profesii emergente la orizont 2030. Care sunt tipurile de profesii care pot să apară noi? Acum, nu-ți imagina că toate profesiile care au apărut acolo au denumit dintre astea de n-am auzit de ele. O profesie emergentă poate să fie și profesia de doctor, da? Fiindcă cum o să fii doctor în 2030 sau în 2040, poate să aibă componente diferite față de ce înseamnă să fii azi un doctor, da? Se știe deja că s-a făcut o primă operație la 3000 de kilometri distanță, da? Și atunci... pe tine ca și doctor, să zic, dacă vrei să rămâi relevant într-un astfel de viitor, trebuie să știi, poate, sau să-ți dezvolți și capabilitățile acestea legate de tehnologie sau legate de, nu știu, ce alte diferite lucruri pe care le mai fac startup-urile în direcția aceasta. Să lămurim, nu e vorba despre doctor cu puteri paranormale, ca să ne fie clară povestea, aici tot la noi se rămâne cu picioarele pe pământ. Dar Diana Stafie a vorbit vreodată cu vreo companie de stat, fiindcă ce spui aici, până acum, aici, e o poveste care merge foarte bine la privat, unde lucrurile sunt altfel, mentalitatea e diferită. Dar la stat, când vii și spui, păi, tăticule, trebuie să fii pregătit, că s-ar putea să schimbi, atenție, nu locul de muncă, profesia. O să zică, pleacă de aici, că știi cum, reacțiile pot fi ușor diferite. Adică vezi lucrurile astea posibile și România are bugetari. Cei mai mulți angajați ai noștri sunt la stat. Să știi că nu înțeleg neapărat dacă ești bugetar sau nu, dar ideea aceasta de schimbare și rezistență la schimbare e un lucru pe care cumva și corpul nostru ne-l induce. Da, intră amigdala și imediat frânezi, apeși frâna. Frânezi și îți dai seama că trebuie să ieși în zona de confort. Dar pe de altă parte, stau mărturie că fac repede diferența între un român care lucrează la stat și un român care lucrează la privat. Astăzi, în 2023, se vede foarte repede diferența. Ca să-ți răspund la întrebare, nu am făcut proiecte cu companii care sunt full deținute de stat. Bun, ca să o lămurim și pe asta. Poate parțial, dar full nu. Sunt curios să văd concluziile după. Full. Acum, să ne întoarcem la muncă, fiindcă și aici e o poveste, că nici la privat nu sunt superman sau superwoman, întotdeauna vor apărea tot felul de întrebări, de nedumeriri.
de obicei primele reacții pe care le primești, le simți, le resimți atunci când vii cu planul ăsta de bătălie strategică, cam care sunt? Ți-ai făcut un top 5? Să știi că lumea este în general entuziasmată legată de viitor. O mare parte din activitatea noastră, dar și a ceea ce facem cu ei, presupune că într-o primă fază scanăm mediul înconjurător. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că ne uităm după inovații în domeniul respectiv, ne uităm după tehnologie emergente, ne uităm după noi modele de business, ne uităm după startup-uri, ne uităm unde și-au pus fondurile de investiții banii, ne uităm ce patente au fost depuse în acel domeniu. Și e un gen de activitate care te scoate din operaționalul tău de zi cu zi și cumva de cele mai multe cazuri se simt foarte entuziasmați în a face un astfel de un astfel de exercițiu. În urma unui astfel de exercițiu, pe baza informațiilor pe care noi le culegem, putem să le punem așa niște clustere, lucrurile care par să semene și să se ducă într-o aceeași direcție, și aia ce numim trenduri, da? Sau tendințe. Și oamenii sunt entuziasmați să facă parte din identificarea acestor și mult mai puternic, ca la efectul Ikea. Știți, când mergem noi acasă și ne-l facem, mi se pare că a ieșit foarte frumos, nu știu, bucata aceea de mobilier. La fel este și în astfel de procese. Normal că eu cu colegii mei am putea noi să facem și să scanăm, că cumva asta e expertiza noastră în a înțelege care sunt tendințele, în ce domenii vedem inovație, care sunt acele exemple de modele de business pe care le-am putea aduce în domeniul respectiv. Însă este mult mai puternic când împreună cu organizațiile facem acest tip de exercițiu. Și fiindcă cumva e la început și începem cu el, oamenii se entuziasmează. Adică sunt foarte curioși în domeniul acesta. Cam asta a fost reacția noastră. Normal că există și discuții în care negociem, să zic, orizontul de timp pe care ne uităm. Acum, în vest, în general, proiectele sunt mult mai pe termen mai lung. Da, nu știu, cel puțin 10 ani înainte pentru a ne face o anumită strategie, asta fiindcă au și o anumită stabilitate pe politici fiscale, pe mediului de afaceri și așa mai departe. În România încă avem discuții și orizontele de timp sunt mai reduse. Da, din această perspectivă. Însă e important de știut că noi, ca și expertiză, nu putem să ajutăm pe termen scurt. Expertiza noastră este termen mediu sau lung. Nu știm să stingem focuri acum. Noi știm mai degrabă să explorăm, să înțelegem cam unde ar putea să se ducă viitorul și poate, dacă au o strategie existentă, să facem un test, să o filtrăm acea strategie în funcție de zonele de evoluție ale viitorului acelei industrie. Pe scurt, să puneți fundația unei unități de pompieri în zonă pentru următoarele incidente. Știi ce observ? Dintr-o echipă cu care noi lucrăm, întotdeauna se evidențiază 2-3 dintre membrii acei echipe, pe care noi numim așa ambasadori ai viitorului, care nu numai că se entuziasmează când facem activitatea împreună, dar rămân și entuziasmați după. Și cumva continuă acest proces și sper eu că treptat ajung să dezvolte o cultură internă de a ne uita la tot ce se întâmplă. Și când zic la ne uita tot ce se întâmplă, e foarte important să ne uităm și în domenii sau industrie adiacente. De cele mai multe ori, inovația nu vine din același domeniu. Și atunci poate e interesant să aflu într-o industrie care e modelul de business care a apărut și să-mi dau seama, ok, dacă l-aș aduce în industria mea, ce-ar presupune? Ce tip de consumator, de unde aș face bani? Și încep să se entuziasmeze foarte mult în legătură cu asta și eu văd, noi rămânem în anumite grupuri de discuție și văd cum unii dintre ei împărtășesc articole, le analizează pentru colegii lor, ceea ce mie îmi dă o mare speranță legate de proiecte de viitor și sper eu să ajungem cu timpul să facem și proiecte pe termen mai lung. Nu știu dacă neapărat ne dorim să facem proiecte cu stat, dar proiecte care să deservească comunitatea mai largă, să zic. Ai același entuziasm și când vorbești despre cum o să arate shopping-ul? Fiindcă e clar, despre muncă m-am mai lămurit. Dar shopping. Shopping-ul care este, nu știu, la prima idee când te gândești la shopping e
se asociază foarte bine unei doamne. Da. Noi avem destul de multe proiecte în zona aceasta de retail și unul din domeniile cu care am și început și pe care îl monitorizăm în mod constant și la care ne uităm și, nu știu, cum arată consumatorul viitorului, cum arată mall-ul viitorului, cum arată magazinele viitorului, ce tehnologii, cum ne pregătim pentru angajații din retail-ul viitorului și așa bărbatul mai departe. Bărbatul își va schimba oarecum statutul? Poftim? Nu mă pot abține. Bărbatul o să mai recupereze din statut? Că e ușor handicapat cu ghilimele de rigoare. Să știi că aceste din punctul meu de vedere, modificările consumatorului la nivel social, da, sunt cele mai greu de anticipat. Mi se pare cel mai, adică dacă la nivel de, nu știu, tehnologie, deja știm că noi gândim linear, tehnologia evoluează exponențial, nu-mi dau seama unde se poate duce, dar măcar am o ordine aceasta că cumva o să avanseze mai mult decât îmi imaginez, legat de nevoile sociale, mi se pare cel mai greu să anticipez, deci nu am nici cea mai vagă idee de care va fi statutul, să zic, domnului și dacă va mai sta în continuare la mall să aștepte pe băncuțe când cum se întâmplă exact acum. Exact cum se întâmplă acum. Cred că e posibil ca cei care dezvoltă mall-uri să îi vadă la un moment dat ca potențiale surse de nu știu, poate deschiși către entertainment, să le ofere ceva în direcția aceasta sau poate să le dea, nu știu, un anumit challenge cât stau acolo pe băncuță, nu am idee, însă legat de acest lucru analizăm diferite tendințe în partea aceasta de shopping, de la cum experiențele de shopping pot deveni mult mai personalizate, mult mai gamificate, da, cu elemente de joc. În același timp, cum tehnologia poate să ajungă să ia niște decizii în locul nostru, da? Există deja startup-uri și organizații care, nu știu, îți oferă un buton, comanzi, apeși pe buton și ți se comandă hârtia de toaletă în mod automat. Și atunci când lucrul acesta, că stai și te gândești la el și începi să le extrapolezi, dar dacă se aduce și în alte domenii și dacă tehnologia de fapt o să ia decizia ta și o să ajungă să știe sau să anticipeze ce nevoie ai, atunci care va mai fi relația ta cu un brand? Fiindcă brandurile de fapt vor să-ți capteze atenția ție și da, nu a butonului și atunci o să trebuiască să încerce alte modalități prin care cumva ajung la tine. De asemenea, ce vedem în direcția aceasta de retail este și o tranziție către o economie care e mai puțin bazată pe proprietate și mai mult bazată pe acces. De exemplu, părinții mei, ca să aibă muzică, nu știu, aveau viniluri, ascultau la megafon sau cum se numea, la magnetofon, da? Pe da, când noi, ca să avem acces la muzică, avem o aplicație pe telefon și avem acces la un infinit de poate prea multă muzică. Și atunci această tranziție de la nu deține ce avea acces la anumite lucruri, vedem cum se răsfrânge și în alte domenii. Tinerii poate nu-și doresc neapărat să mai dețină o mașină, fiindcă au servicii de mobilitate la care pot să apeleze, să aibă mașina oricând își doresc, oriunde. Vedem că există startup-uri care, citeam recent de un startup în state, care îți oferă acces la pături, plăpuri, perne, în ideea în care spațiile urbane devin din ce în ce mai mici. De ce să ții în casă sau să deții pe persoană fizică anumite produse care nu le folosești decât ocazional. Inclusiv un mare producător de aspiratoare începea să ofere un serviciu din acesta aspirator, abonament pe aspirator și să plătești un astfel de abonament, să ai acces, dar nu mai deții, nu mai devine al tău. Și genul acesta de model de business îl vedem cum se răsfrânge în diferite industrii, componente ale zonei de shopping. Și mereu cu clienții pe care avem în domeniul acesta începem să ne gândim, ok, care sunt acele lucruri pe care le-am putea oferi ca și acces clienților ca să reușim să ne menținem loial pentru noi, dar să le și anticipăm nevoile. Eventual, poate nici nu dau seama că au acum acele tipuri de nevoi. Și o ultimă direcție pe care o analizăm foarte mult în zona aceasta de retail e legat de consumerism și de întregul push pe sustenabilitate și întreaga direcție de a ne asigura că consumăm cât mai responsabil. Și un exemplu pe care îmi place foarte mult să-l dau aici,
E tot legat de un startup din Suedia care împreună cu Mastercard a făcut un card care ți se blochează, da? Ca și alte carduri. Dar acesta nu ți se blochează când nu mai ai bani pe card. Ci când dai bani. Nu, se blochează când ajungi la limita pe care tu însuți ți-ai pus-o de amprenta asupra mediului. Am auzit, da. Da. Și atunci vrei să-ți cumperi o geacă nouă de iarnă sau ai vrut să faci cumpărăturile pentru Crăciun. Dar ai uitat altora? Că... Da, și ți-au denied transaction. Și atunci, din nou, văzând aceste tipuri de noi produse, aceste inovații, ne dăm seama că există o nouă nevoie a consumatorului și există din ce în ce mai multă presiune asupra brandurilor, asupra întregii industrii, de a se asigura că cumva fac față acestor tipuri de schimbări. Dar consultantul din tine crede că povestea asta se poate aplica și românului? Care e un tip extrem de atent cu proprietatea, își dorește să fie proprietar, e destul de posesiv, dacă, ca să nu zic... Ai dreptate, da. La nivel de Uniunea Europeană, suntem una dintre țările care, mai ales raportat la imobiliare, avem una dintre cele mai mari tendințe de a deține... Și numai, când începe să cheltuim pe noi, bărbați, copii... De a le deține. Însă, un lucru de care eu sunt sigură este că nevoile consumatorilor și așteptările consumatorilor sunt fluide, așa mi le imaginez. Da? Uh-huh. Și noi toți trăim într-o lume din ce în ce mai globală, suntem cetățeni din ce în ce mai globali și conectați. Și atunci, inclusiv românul, când va fi expus la anumite modele de business, la anumite practici, poate dezvolta această tendință prin care se realizeze că am un confort suplimentar făcând acest lucru și statutul nu mai este neapărat definit de a deține un lucru în proprietate și pur și simplu pot să-mi satisfac statutul poate și prin alte modalități. Care vor apărea, pentru că sunt în jurul nostru, dar încă nu le vedem, nu știm să le denumim. Cumva știi că viitorul e deja în derulare, că și în momentul de față sunt anumite lucruri pe care poate sunt nișă sau poate sunt ceea ce noi numim semnale vagi, dar încă nu sunt răspândite la scară largă. Și asta e rolul nostru, să le identificăm, să ne dăm seama în ce măsură ele pot evolua și în ce măsură pot impacta un anumit domeniu sau o anumită industrie. Din nou, chiar dacă ne plac sau nu ne plac acele semnale, sau chiar dacă ne plac sau nu ne plac acele viitoruri, chiar presiunea mea pentru organizație e mai degrabă în direcția aceasta. Hai să ne imaginăm și viitorul în care nu vă plac și în care voi, ca și serviciu ce oferiți sau produse, nu sunteți relevanți. Ok, cum am ajuns acolo? Care e răspunsul pentru un astfel de viitor încât să rămânem relevanți? Cum am ajuns acolo, cum ieșim de acolo? Exact. Pe unde e intrarea, pe unde e ieșirea? Hai, cât de multe ori nu știm niciun lucru. Că uneori nu e același șem. Da, lucrurile pe care le spui sunt foarte interesante și în același timp provocatoare, fiindcă să stai și să te pui în pielea unui tu din viitor... E un lucru foarte greu. E un lucru foarte greu. Deci dacă stăm acum să, ți-am spus, să vorbim despre trecut și să-ți povestesc ce am făcut eu acum 5-10 ani, mi este mult mai ușor față de asta și mă proiecta pe mine în 5-10 ani de acum încolo. Și e un exercițiu pe care cu drag îl recomand oricui, să stai pe o foaie de hârtie să-ți imaginezi cum o să arăți tu în 5-10 ani. Nu e simplu deloc. Dar noi ca și oameni avem această capabilitate de a face lucrurile. E un articol care îmi place foarte mult, care spune că noi ca și specie nu suntem făcuți să trăim în prezent și e scris de un mare psiholog american. Și cum explică ei acolo, e așa că noi ne numim Homo sapiens, adică oameni înțelepți. Dar ce spune este că poate nu e cel mai mult branding pe care îl avem, fiindcă mai sunt și alte specii înțelepte și brandingul e fain să-l construiești în jurul unui lucru care te face mai unic, da? mai special. Și ei spun că unul din lucrurile care ne diferențiază pe noi de fapt de alte specii e exact faptul acesta, că putem să ne gândim la viitor, putem să ne gândim la ziua de mâine, putem să prospectăm. Dar zic ei acolo că mai degrabă ne-am numit Homo Prospectus. Da? Și exemplele triviale pe care le folosesc mereu este simplu fapt că eu când trebuie să-mi trimit copiii într-o tabără, mă uit pe aplicații la starea vremii pentru acea perioadă, da? Sau facem investiții, sau facem planuri de vacanță, da? Că tot au fost sărbătorile și așa mai departe. Și atunci avem capabilitatea asta, putem să prospectăm. Trebuie doar să mai ungem mai des motora și să folosim mai mult în practică. Și prima condiție când faci lucruri de genul ăsta, când te pui într-o postură care urmează să fie
Care ar trebui prima să condiție ar fi să te pui într-o postură participativă, din punctul meu de vedere, adică să ai la masă și alți oameni care sunt dispuși să ofere viitorul, nu neapărat să exploreze viitorul, nu neapărat care sunt pe aceeași linie cu tine. Este foarte important într-un astfel de, într-un astfel de proiect de explorare să ai oameni care sunt entuziasmați despre ce poate să aducă viitorul, dar și oameni care, zic, stați un pic cu atâtea dezvoltări tehnologice. Hai să ne mai gândim un pic și la protecția datelor, hai să ne gândim un pic și la ce o să însemne asta pentru interacțiunea umană. E foarte important să o facem într-un context participativ și e foarte important să aducem profile diferite la masă. Eu recomand mereu oameni care au foarte multă experiență în domeniu și în companie, adică ei trebuie să ducă proiectele mai departe și strategiile, dar și oameni care vin cu o perspectivă nouă și care te întreabă, dar de ce trebuie să facem lucrurile așa? Sau de ce neapărat o facem în modul acesta? Putem să încercăm și altfel. Și cumva din inteligența aceasta colectivă putem să ne imaginăm și punându-ne și imaginația și intuiția la bătaie, să ne imaginăm diferite modalități care să fie plauzibile. Da? Scenariile n-ar trebui să fie ceva care sună SF așa, și care sunt inspirate de ultimele filme pe care le-am văzut noi. Ele întotdeauna trebuie să aibă niște sămânță în prezent. Trebuie să vedem, orică e un startup care dacă prinde amploare ar putea să se ducă în direcția aceea. Sau un patent sau o tehnologie de care am aflat, care dacă răspândită la scală largă ar putea să aibă o asemenea, un asemenea impact. Mulțumesc, Liana Stafie. Deci, rețin că nu trebuie să cosmetizez și trebuie să fiu sincer cu mine dacă vreau să mă pun în postura celui care voi fi peste 5 ani, 7 ani, 10 ani. E ceea ce vă urez la finalul acestei emisiuni și la începutul acestui an. Așadar, oameni buni, ia vedeți cum veți arăta peste câțiva ani. E provocarea de an pe care o punem aici la Economia 21, cu care vă provocăm la Canalul 33 și... cu siguranță, Diana Stafie o să mai fie pe lângă noi, că spune lucrurilor pe nume și le spune foarte frumos. Mulțumesc. Până data viitoare, mulțumim și vouă toate cele bune!